Începem să citim, da? Hai să citim, Jul. Haide. Punctul 1. Te numește imaginile. Nu. Mama, ce scrie acolo? Instrumentele. Așa. Muzicale. Desenate pe... fețele. Da. Cuburilor. Unde sunt cuburile? Așa. Vioară, pian. Da. Știi cum se cheamă aia? Harpă. Foarte bine. Bravo, bravo, bravo. Hai, mai avem încă un cub. Oh. Chitară. Da. Tobe. Da. Nu. Cum se cheamă? Saxofon. Așa, foarte bine. Care clapile, da? Da. Foarte bine. Hai, mai departe. Poți imita sunetele produse de un da. Instrumental. De un. Hai, citește corect. De un. Instrument muzical. Deci, poți imita sunetele produse de un instrument muzical? Alegeți un instrument muzical. Ok, cum faci chitară? Hai, mai tare! Așa! Ia! Pianul face așa! Așa! Iar harpa face așa. Okay. Ok. Hai să vedem mai departe. Iar tăpa face așa. Dun, 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 dun. Uite așa. Adică ai mai multe, da? Haide, hai să vedem mai departe, da? Și alte instrumente muzicale decât cele prezentate în imagine. Imagini. Deci mai cunoști alte instrumente muzicale? Se pune... Haide să nu ne jucăm, da? Merge! Nu știu cum se cheamă. Păi zi-mi că te ajut. Alte, Julie, hai să ne uităm aici, da? Ce instrumente muzicale am mai văzut prin desene, prin alte părți? Tu partea aia așa? Fluier sau ce? Da. Hai, știi și alte instrumente muzicale? Fluier.
De fapt, nu. Nu mai știi alte instrumente muzicale? Nu. Acordeon. Da? Acordeonul. Tum, 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 tum. Uite, ăsta e acordeonul, da? Da? Ciudat. Trompetă. Noi ce aveam acolo? Saxofonul, nu? Da. Xilofonul l-am învățat la X, da? Mama. Ce mai avem? Hai, mai gândește-te și tu. Jesse, du-te, mama. Microfonul. Nu, dar microfonul nu-i, mama. Doar la tate microfonul. Hai, ne gândim, ne gândim, da? Orgă. Orgă. E tot ca un pian, doar că îl bagi în priză. Nai. Uite, naiul. Mai multe fluiere lipite. De fapt, toate. Ok, hai, trecem mai departe, da? Colorează cu roșu. Arida, citește corect, da? Sferele. Care-i sfera? Deci am învățat că ăsta e cubul, da? Și care-i sfera? Cercul, da? Deci mingea e ca o sferă, da? Adică nu-i doar un cerc rotund, da? E o sferă, da? Și ce-s punctele? Păi îți arată cum vine sfera. Ia uite, luăm o minge, da? Uite, eu dacă desenez așa un cerc, e un cerc, da? Dar mingea e o sferă, da? Ia uite, e rotundă în continuu. Asta îți arată, da? Deci mingea e o sferă. Da, și are și partea asta. Ai înțeles acum de ce are partea aia? Deci azi am învățat, cubul știam, da? Dar de sferă n-am auzit, e prima dată, da? Hai, hai, colorează-o repede. Cu ce culoare? Roșu. Așa, foarte bine. Colorează cu roșu sferele. Sferele. Hai, colorăm repede, da? Da, ți-am zis, că te-am zis. Aici nu se merge să se facă. Da, dar nu se merge să se facă. Dacă mai ai de aici, de la scoară, te duci doar 20 de metri acolo. Și am 10, mai ai încă 10. Și te duci la evenimente. Și uite, poți din ăștia, toți sunt importanti. Dar ăsta e cel mai important. Era care le-i greu să te dea mine. Dar nu 10 din ăsta, am avut. Da, da. Hai, Giulie, dar nu depășim și mâna pe carte. Bine. Hai. Am lipit. Se face. Pare rău acum. Da. Bă, nu iau că nu se merită. Dar știi de unde mi-am culos de multe? Am pare ce ar trebui să-i mai faci, lua asta. Îți dă multe de asta. Giulie, ca mâna pe carte, mama, chiar nici acum nu ne-am obișnuit. Gata, am deschis.
Este, nu mai deschide, că nu ai ce să lipești, mama, acum cu lipiciu. Să vedeți de ce mi-a adun eu față, nu aici. Azi, că și tu le-ai consumat. A, două, atât, dar mă lipiciu? Eram curios, dacă îmi dă ceva, dar nu dă lipiciu. Ok, hai, mai departe. Citim, da? Aici, punctul 2. Copie din imagini. Hai, Ciulie, că citești bine. Construiesc și se joacă cu mingea. Mingi. Tata, lasă-mi-ne acum o întrebă. Minci. Încercuiește. Jucăriele care au formă de cub și scrie un X pe cele care au formă de sferă. Care-i cubul, care-i sfera? Ne uităm în imagine, da? Cub, sferă. Așa, foarte bun. Bine. Jucăriile care au formă de... Ce trebuie să facem cu ele? Și cub și încercuiește. Încercuiesc pe toate? Da. Așa. Și la celelalte ce ne punea să facem? Să le scriu un X. Nu mi-a zis unde. Așa. Deci le voi scrie fix pe ele. Gata. Ok, mai departe. Punctul 3. Realizează corespondență. Realizează corespondența. Realizează corespondența. Ce avem aici? Sunt două tipuri, da? Cerc, sferă. Foarte bine, da? Și aici ce avem în partea asta? Portocală, ceas. Așa, și care-i cub și care-i sferă? Care-i cerc și care-i sferă? Cerc. Cine-i? Aici. Care-i? Hai, arată-mi. Cerc. Da. Sferă. Da, și cum ne unim? Cerc. Julie. Astea două trebuie să le unești cu astea două. Dar care e cercul? Deci, ceasul e cerc sau sferă? Cerc. Așa, foarte bine, da? Hai, trage linii.
Ce e aia? Portocala ester. Așa. Aici, ce avem? Ce e asta? Pătrat, cub. Așa. Cadou ăla-i cub. Foarte bine. Iar tablou ăla-i pătrat. Aia-i, da? Iar tablou... Nu știu. Iar tablou ăla-i... pătrat. Stai, Olea, că se îngroșe aici, să se vadă. Îngroșesc! Ia, ia, uite, se vede mai bine. Da, Juli, hai, mai departe, citim, da? Am făcut atât. Bravo, Jess. Punctul 1. Oamenii. Comunică prin vorbire, prin vorbire. Așa. Cuvintele pe care le rostim sunt alcătuite din sunete. Mulțumesc. Haide. Observăm cum vorbesc oamenii din imagini. Prin mail și prin telefon. Deci vorbesc față în față, da? Comunicarea față în față sau prin intermediul telefonului, cum mai poate să comunice oamenii? Deci vorbim față în față prin intermediul telefonului. Prin aia care o ți-a așa, portvoce? Ochi-tochi, tu zici? Nu, portvoce. Portvoce, ok, dar ăla nu... Portavoce, așa. Dar poate să comunice și prin mesaje sau prin... toate aplicații de astea, WhatsApp, Facebook, acum sunt mai multe aplicații prin care lumea se poate vedea video, da? Cum ne vedem și noi cu Ica, da? Haideți să citim mai departe. Mai știi și alte. Modalități de comunicare în afară de vorbire. Mai cunoști altele? Laptop? Da, comunici prin intermediul internetului, da? Dar ia uite, mai este una care ne face nouă mai des, cu plicul. Ce fel de comunicare e? Da, vă fac plicuri. Ne fac scrisori, da? Prin intermediul scrisorilor, da? Da. Fiecare om își trimite o scrisoare în caz că nu are internet, nu are telefon. Scrie o scrisoare, pune adresa și acea scrisoare îți ajunge la tine, da? Ai înțeles? Uh-huh.
Asta de obicei o folosesc cei în vârstă, care nu au internet sau care nu știu să-l folosească, da? Mai departe. Unde era? Ce altă mână mai scrie? Mai știi și alte posibilități? Da, asta am citit-o, modalități, Julie. Interpretează împreună cu colegul de bancă. Rolurile. Oamenilor din imagine. Deci, haideți să zicem că sunt în cei doi copii care ce fac? Vorbesc. Și unde să duc? La școală. Bine, ne întâlnim pe stradă, da? Tu care ești, fetița sau băiatul? Fetița. Bine, hai. Dați un nume. Emma. Bine, eu sunt Angel, da? Yes. Bună, Emma. Bună, Angel. Mergi cu mine la școală? Bine! Bine! Ce faci după școală, Emma? Mă joc. Nu vrei să ne jucăm joc cu... Mă joc sau desenez. Nu vrei să ieșim să ne jucăm cu mingea? Da! Ți-ai făcut temele pe astăzi, Emma? Da! Ți-ai învățat și poezia? Da! Eu nu prea am învățat-o. Hai să învățăm. Bună ziua! Aha, copii și frate. Stați puțin și numele. Lângă boi vă alăturați? Lângă boi vă alăturați și cuvântul meu ascultați. Mâine Ana se năiește, prăcușorul este, se năiește și începe aura. Se pornește. Și se pornește și începe aura pe la casa Ocalinda. Am întâlnare să ne pune anulare, să ne pune de belșug, de sub braț, de sub plug. Ia mai mânați mai flocai și sunați din zărgălai. Hai, hai! Dar nu și tu ai fost cu Colinda? Da! Da? Nu am fost, că nu am știut o urătură. Și n-am făcut bănuți. Sper ca la anul să o învăț și eu. Bine! Vrei să mergi cu mine la anul cu uratul? Ha? Vrei să mergem împreună la urat? Da! Doar că mai întâi trebuie să înveți. O să o învăț. Acum! Până la anul mai am. Hai să vedem oamenii mari ce vorbesc la telefon. Ce ți-a ales să fii, femeia sau băiatul? Hai, alegeți ceva. Femeia. Femeia. Cum te cheamă? Hai, Digeri, dați-o nume. Jessica. Jessica, da? Eu tot angeles, că am mai crescut. Am terminat școala, da? Nu, Emma. Tot Emma? Nu. Jessica, da? Bună, Jessica! Bună! Bună, Angel! Vrei să cumperi ceva de la mine, din magazin al meu? Dar ce ai? Ai magazin? Da, pe casă! Ce poți să cumpăr de acolo? Monezi? Eu nu colecționez așa ceva. Cumpără! Dar nu am ce face cu ele. Cumpără! Da, cred că am puțină treabă. Cumpără! Trebuie să mă duc să schimb copilul. Cumpără! A! Pip! Aoleu! Să știi că sunt oameni care înainte, nu știu dacă mai sunt și acum, când erau telefoanele fixe, te sunau. Dacă făceai comandă odată la... Da,
la call center să cumperi ceva de la ei, aveau numărul tău în baza de date, știi, sunau. Nu, vreți să cumpăra așa, 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 și de atunci nu mai cumpăr. Hey! Haideți să citim mai departe. Arată-i și lui tata, da? Da, n-am terminat aici? Hai, punctul 2. În... În imagine de mai... În imaginea. În imaginea. Imaginea de... Mai sus. Bărbatul vorbește la telefon. La telefonul. La telefonul mobil. Așa. Telefonul. Telefonul mobil are formă de cuboid. Cuboid, adică avem un dreptunghi, da? Facem un dreptunghi, da? Dar când e așa, da? Se cheamă cuboid. Când avem pătratul, dacă are mai multe părți, se cheamă, cum se cheamă? Cub, da? Da. Aici, din dreptunghi, e cuboid, da? Și asta se cheamă? Sferă. Așa, hai să vedem la cuboid, da? Haide. Cuboid. Trasează o linie de la cuboid la imaginea care... Imaginile. Imaginile care... Reprezintă, Giulie. Reprezintă. Obiectele. Obiecte. Obiecte care au formă de cuboid. Cuboid. Deci am aflat că telefonul avea formă de cuboid. Ce alte obiecte au formă de cuboid? Haideți să trasăm, da? Bun. Trag spre nu, telefon. Că are telefonul. Ei ți-a dat acolo un exemplu, da? Unde trag? Păi trage aici, în spre cuboid, nu? Frigiderul are formă de cuboid. Foaia are formă de cuboid. Ei, 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 ei. Păi, e dreptunghi sau cuboid? Dreptunghi. Păi fii atent, ori e dreptunghi, ori e cuboid. Dreptunghi. Asta e cuboid. Așa. Deci fii atentă. Și ăsta. Ce e ăla? O clădire. Așa, e un bloc, da? Da. Așa. Tot cuboid e, nu? Ok. Gata. Dar blatul de la masă are formă de cuboid? Are formă de pătrat. Mama, unde banda te scoți? Yes, baby. Dă linia. Mama, unde banda te scoți? Hai să măsurăm. Dar nu așa se măsoară, Giulie. Pleci de la 0, da? Ia uite. Ia o leacă mână. Pleci de la 0, da? Avem 2 cm, da? 2 cm. Ia. Hai să vedem dacă e cuboid sau e cub. Ia, dă o leac să văd. Ia.
Să zicem că e cub, scaunul. Dar nu prea pare în care laturile egale. Dacă ar fi cub, ar trebui să fie toate laturile egale, da? Dar aici nu pare să fie laturile egale. Înseamnă că e cuboid, Julie. Că se observă, dacă era, erau la fel de lungi și laturile. Da. Ai înțeles? Deci și blatul de la masă e tot un cuboid. Ștergeți de aici, a? Hai, Jessie, lasă-mă că fac temele acum. Ok. Ieri am început o foaie de aici ca să ne jucăm. Ia, hai să trecem la dânsa, da? Citește mai întâi. Scrie un X. Sub cei doi pe un... identici. Haideți să scriem un X. Aici, lângă, da? Sub împătrat. Cei doi... Nu, nu, împătrat, facem altceva. Așa. Deci am scris un X, că noi i-am văzut ieri după teme, da? Ne-am jucat puțin, da? Haideți să citim aici, la punctul 2. Scrie vecinii cifrei care corespunde numărota. Hai, Giure, suntem oleacă atenti. Numărul lui de pe un și desenează tot cercuri cât păuni sunt. Haideți să numerotăm păunii, da? Scriu aici un... În pătrate, da? 1 2 6. Așa-mi plăcut, așa. Ok. Deci câți păuni avem? 6. Hai scriem vecinilor, da? Vecinii lui 6, care sunt? 5. Da. Și 7. Gata. Așa, și cine zicea să facem aici? Atâta cercuri câte sunt, câți păuni sunt. Haide, fă cercuri. Aici casa mea. Asta casa mea. 2. 3. 4, 5, 6, deci ia unde, da? 1, 2, 3, și desenează 4, tot 5, atâtea 6. Cercuri câți păuni sunt. Foarte bine. Haideți să facem și fisc și asta, da? Haide! Știi că vreau? Păi de ce nu o faci în timpul tău liber? Punește cifrele în ordine crescătoare.
M-a ostat. La arenă. Jury nivel 33 și dă nivel 79-67. Cred că e un dinozaur. Vedem? Scrie aici, delfin. Și fin. Fin. Delfin. Așa. Atâta ne zicea, nu? Ok.